Servus, dragilor! Mă, așa, nu știu, mă uit cu oarecare mândrie așa la prezentul care îl trăiesc acum. Nu știu, în nepunia mea am impresia așa că am ajuns undeva în sufletul unor care, nu știu, la început poate lumea au râs, poate lumea o cu degetul, pe mine nu mă interesează cine de cu deagetul, fiecare ce face strict problema lui. Eu nu vreau să fiu exemplu nimănui, deși aș putea fi în anumite feluri, pentru că oricum față de unul care vă prezintă droguri, băutură, lucruri de interlop și astea, eu o ca un iepuraș, adică nu poți să zici că îți chiar atâta de un model de rău sau de negativ sau, nu știu, eu, de evitat. Că râdem, glumim, că mai înjurăm, că prostim mamă asta sunt lucruri care fără ele nu ai fi putut intra poate în o anumită arie, care nu te-ai că vei putea intra cândva în sensul că eu n-am făcut clipurile ca să crezând că o să reușesc pe anumită are pe anumit criteriu. Efectiv, o vei de la sine, îți tare mândru și bucuros de chestia asta, eu o să încerc în continuare să mă prostez, să vă prezint niște povești, chiar dacă sunt minciuni, chiar dacă sunt într-un stil hazliu sau, mă rog, încerc să fiu sau cum cred eu că aș putea să fiu. Îți chestii care nu-s regizate, mie mea să efectiv instant, pentru că nu-mi greu să mă prostesc. Vouă, vă place, că nu-vi greu să vă placă, și așa mai departe. Am că am probleme cu TikTok-ul din cauza conținutului, că ei cred că eu dacă apar cu chelia asta în fața voastră, prezint nuditate sexuală și că vă hărțuiesc sexual și așa mai departe. Aia e strict problema platformei. Chiar dacă ar fi să-mi închide contul care nu au, am aproape 24.000 urmăritori, eu cred că cu puterea voastră și cu asta o să ajungem înapoi, dacă e să cădem iară, cădem. Mai sunt și alte platforme, încerc și aici pe YouTube, o să încerc și pe Facebook să vorbesc cu voi, puteți să mă urmăriți și acum dați pe tine fără nicio problemă că o să vă răspund. Și cu asta basta, ce atât atâta ne căcăm pe noi că tiktok ăsta nu-i permisiv. Nu că nu-i permisiv, e tâmpit gândit, mă, e gândit într-un fel de, de într-un hal fără de hal. Bine că sunt o de copii sub 13 ani care cu, se joacă cu păpușele și se sunt deranjați de faptul că am zis o pulă și așa mai departe. De parcă în familie nu aude, la tață sau la măsă și așa mai departe, sau la școală sau pe stradă sau nu știu unde mama dracului. Nu mă mai leg, nu mai zic nimic, e strict problema lor, ceea ce văd și ceea ce cred. Cei care vor să mă urmărească o puteți face și aici pe YouTube, o puteți face și pe Instagram, o puteți face și pe Facebook, încet încet o să postez peste tot, o să aveți bine să alegeți, nu mai stau să mă baricadez, lumea dacă vrea să vadă ce fac să vadă, dacă vrea să râde e mie că fac nu știu ce să râdă, pe mine mă doare în patine, eu trăiesc viața și cu asta basă, nu stau să mă gândesc, vai de mie că îți de râs, vai de mie că îți de cir, vai de mie că îți de plâns. Să fie ei sănătoși, eu îți pe drumul meu, ei margă pe drumul lor unii ori vrei ei. Nu-i ține nu-i oprește nici dracu. Vă celor care vă uitați, vă mulțumesc din suflet. Sper să facem o comunitate frumoasă, care orice oră să fiți alături de mine, să vorbim, să râdem, să glumim, să facem bășcălie, să ne doară în pălărie pe în futai. Și nu uitați, ața, paiul și futaiul is back to business online. Vă țuc, dragi mei!